Când am venit aici, principalul obiectiv a fost să încercăm să dezvoltăm un nou sistem pentru a studia autismul. Un nou sistem care să fie un sistem celular. Problema cu cercetarea autismului a fost că nu, pur și simplu nu avem acces la țesutul care este afectat la acești pacienți. Prosopagnozia este condiția în care anumite persoane au dificultăți serioase în a identifica fețele. Poți să-ți imaginezi că te trezești într-o dimineață și nu mai recunoști soția, nu mai recunoști părinții, nu recunoști copiii, toți sunt niște străini pentru tine, care se uită la tine, dar tu nu reușești să-i recunoști. În acest episod vom afla care sunt contribuțiile cercetătorilor români în studierea unora din cele mai puțin cunoscute boli și deficiențe, autismul și prosopagnosia. Pentru aceasta vom merge la Harvard și Stanford, două din cele mai puternice centre științifice din lume. În momentul actual considerăm că autismul nu este o singură boală, ci este un conglomerat de boli. Este un sindrom, autismul este definit doar comportamental. Adică dacă prezinți comportamentul A, B și C, ești considerat ca având autism. Nu avem un biomarker, nu avem ceva ce putem măsura nici în sânge, nici în ADN care să spună da, ai autism. Ceea ce e o foarte mare diferență cu aproape toate celelalte ramuri ale medicinii, unde un test diagnostic este esențial. În psihiatrie, în general, nu există. Și în autism cu atât mai puțin. Așa că, cu cât înaintăm, înțelegem tot mai mult că, de fapt, autismul nu este o singură boală, ci este un conglomerat de boli. Suntem acum în etapa în care încercăm să le delimităm. În momentul actual, de exemplu, putem delimita aproximativ 15% din cazuri în boli individuale. Deci știm exact ce sindrom este, putem identifica gena. Asta înseamnă că și incidența a crescut față de acum 50 de ani? Incidența a crescut în mare și există mai multe explicații pentru această creștere. Dacă acum, să zic, 50 de ani sau 40 de ani, consideram că era o boală foarte rară, 1 la 100.000, deci 1 din 100.000 de persoane ar avea autismul, astăzi considerăm că 1 din 100, ba chiar mai mult, unele statistici americane arată 1 din 82 de copii au sindrom din spectrul autismului, care vă imaginați este o incidență destul de mare. Avem mai multe explicații pentru creșterea asta. Pe de o parte, desigur că a contribuit practic faptul că s-a vorbit mult mai mult despre autism, faptul că medicii au auzit mult mai mult, adică în cărți n-a intrat autismul decât în anii 90. Sigur că există tot felul de ipoteze. Cele cu vaccinurile au fost complet dezmințite, deci nu există nicio bază pentru vaccinări ca fiind cauza autismului. Una dintre cauze ar fi, de exemplu, vârsta înaintată a părinților, mai ales a tatălui, pentru că vârsta de concepție, din punct de vedere al tatălui, înaintează. Ce înseamnă înaintează? Înaintează dincolo în sensul... De ce barieră? Înaintează dincolo de 30 de ani. Acum există studii care arată, practic, că la fiecare 10 ani acumulezi un anumit număr de mutații. Din punct de vedere biologic, e destul de simplu de înțeles, pentru că mama are toate ovulele de la naștere până la sfârșitul vieții. Toate ovulele sunt deja formate și, practic, numai le dezgheață pe câte unul în fiecare lună și le pune pentru un spermatozoid. Însă, pentru bărbat, rata de spermatogeneza, deci practic producerea de spermatozoizi, este continuă. Și cu cât înaintăm în viață, există studii care arată că se acumulează mutații. Cu cât ești mai în vârstă, cu atât acumulezi mai multe mutații în spermatozoizi. Și una dintre ipoteze este că, de fapt, se acumulează o serie de mutații, iar, într-adevăr, vârsta tatălui este corelată cu incidența de autism. Procentele este 2,5%, deci o persoană din 40 suferă de această condiție. Incredibil. Da, mi se pare un procentaj destul de mare. De altfel, foarte recent, Brad Pitt, într-un interviu,
cred că chiar acum câteva săptămâni, a spus că suferă de prozopagnozie. Este unul, probabil este cel mai celebru personaj care mărturisește că are această problemă. Se duce la petreceri, cunoaște pe cineva și imediat cum pleacă de acolo, chipurile ei s-au șters complet din memorie. Mai puțin cel al soției sale. Probabil. Asta înseamnă că și în România sunt aproape 500.000 de persoane care au această boală. N-aș numi o boală, aș spune o condiție. Nu este o boală. Nu există un tratament, de aceea nu putem spune că este o boală. Nu, sunt boli pentru care nu există tratament de asemenea, deci nu putem face clasificarea în funcție de asta, dar nu o consider o boală în sensul strict al cuvântului. Este doar o inabilitate, o deficiență pe care au. Care nu poate fi remediată. Nu poate fi remediată și la momentul actual... Știința nu propune un remediu pentru asta. A, bineînțeles că își propune un remediu pentru asta, dar la momentul actual nu știm cu siguranță, cu certitudine, poate avem anumite bănuieli, dar cu certitudine nu știm ce anume nu funcționează cum trebuie în creierul persoanelor care au prosopagnozia congenitală. Asta am făcut în timpul doctoratului. Am cercetat prosopagnozia și cum anume persoanele cu prosopagnozia reușesc să extragă anumite informații din chipuri, din fețe. Sergiu Pașca și-a dorit dintotdeauna să fie medic. Încă din 2009, student fiind, a început să facă cercetare în domeniul autismului, mai întâi la Facultatea de Medicină din Cluj, apoi la Institutul Max Planck pentru cercetarea creierului din Frankfurt. În 2009 a lăsat în urmă aiudul natal, Clujul și România și a ajuns pe coasta Pacificului la Stanford. În curând, tot ceea ce vom fi știu despre autism se va schimba, ne asigură el. În bolile psihiatrice nu avem acces la țesutul principal, cel care este afectat de boală, care e creierul. Și dacă am avea acces la el în creierile post-mortem, întrebarea e unde să te uiți pentru autism. Nu avem o zonă care să zicem, autismul începe aici, ca urmare să obținem zona respectivă și să o studiem în laborator. Și ca urmare, toate studiile în psihiatrie sunt destul de limitate, sunt limitate de lipsă de material. Și noi, practic, am introdus o nouă metodă, creând pe deasupra ceea ce alți cercetători au dezvoltat, și anume ceea ce astăzi se numesc celule induse pluripotențial. Practic, este o metodă de a obține neuroni care sunt în viață, deci neuroni vii, de la pacienți, într-o metodă complet neinvazivă, adică fără a face nicio biopsiere a creierului. Practic, ceea ce facem e destul de simplu, cel puțin conceptual, pentru că recrutăm pacienți aici la Stanford, pacienți care au autism, invităm aici la Stanford și le recoltăm o simplă biopsie de piele, care este absolut nedureroasă, e ca o injecție. După care aducem celulele aici în laborator, celulele din piele, și le creștem, le lăsăm să crească, după care utilizăm o serie de virus care poartă 4 gene, le introducem în interiorul acestor celule și prin ceea ce acum 5 ani era considerat a fi absolut imposibil, acum știm că este posibil, facem ceea ce se numește reprogramarea celulelor. Le luăm și apoi, printr-un proces foarte lung, obținem neuroni în plăcuțele de laborator. Poți efectiv să vezi aceste mici creiere dezvoltându-se în laborator. Neuronii pacienților erau puțin diferiți de neuronii controlilor, în sensul că produceau mai mulți neurotransmițători de tipul dopamină și noradrenalină, care sunt două substanțe chimice din creier esențiale pentru comunicarea între neuroni. Iar pacienții efectiv produceau în plăcuțele de laborator mult mai mult. Puteam să măsurăm cantitățile și să vedem că aveau de aproximativ 3 ori mai mult. Am încercat o serie de substanțe chimice să vedem care ar fi capabile, de exemplu, să reverseze acest exces de noradrenalină și dopamină în acești neuroni. Din momentul în care faci o descoperire în laborator până în momentul în care un medicament ajunge la pacienți, e cale lungă, nu numai care lungă de timp, nu numai doar că durează, de regulă astfel de proces până la 10 ani, dar și pentru că costă foarte mult. În momentul actual, un medicament costă aproximativ $1 miliard. În momentul în care se face o descoperire, până când se fac toate testele, până se fac toate valorile, e o investiție enormă. O investiție pe care de obicei universitățile nu o vor face, ci o vor face companiile farmaceutice.
Dar așa funcționează această țară. Aici totul este considerat o investiție în sănătate, în educație, în dezvoltarea personală. Această mentalitate a transformat America nu doar în jandarm mondial, ci și într-un laborator global, asumându-și responsabilitatea confruntării cu bolile acestui secol. Ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă să fii să fie o persoană care are prosopagnozia, mentorul meu, atunci când a fost intervievat în cadrul unei emisiuni la CBS, a pregătit o demonstrație de forță, să zic așa, pentru prezentatoarea de acolo. Și cred că cel mai bine ar fi să urmărim și noi și să vedem exact imaginile. Deci trucul care trebuie folosit este foarte simplu. Trebuie doar să inversăm fețele, să le răsturnăm. Deci în loc să le vedem în poziția normală, trebuie să le răsturnăm la 180 de grade și recunoașterea facială devine foarte, foarte dificilă. So here are some famous faces. You're going to be tempted to twist your head, but don't do it. Okay. Yeah. Can you identify any of these people? I was completely at a loss. You think I'd know all of these people? You've seen them all a lot. I don't know any of these people. I really don't. You want to see them upright? Sure. It was astonishing. With just that click, they became recognizable people before my eyes. I know John Travolta. I know Morley. And there was Denzel Washington, Jennifer Aniston, Sandra Bullock. But the one that really got me was the young woman on the lower right, my daughter. I didn't know my own daughter. Yeah. I didn't know my own daughter. So there she is. So is this, am I getting a feeling? Deci, așa cum vedeți, este foarte simplu să compromitem recunoașterea facială, doar prin simpla întoarcere a fețelor. Și cercetătorii presupun că un proces asemănător are loc în creierul celor care suferă de prosopagnozia. Au aceeași informație în fața ochilor, la fel cum avem și noi aceeași informație atunci când fețele sunt răsturnate, dar pentru un motiv oarecare nu reușim să punem toate piesele împreună ca să obținem această imagine de ansamblu a fețelor. Pe de o parte avem oameni care se nasc cu această inabilitate sau dificultate în a recunoaște fețele. Avem pe de altă parte și cealaltă extremă, oameni care reușesc să-și amintească absolut toate fețele pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi. Părțile nu sunt echilibrate. Avem mult mai mulți prosopagnozici decât persoane care au această abilitate extraordinară de a memora toate fețele. Cred că sunt doar câteva cazuri în toată lumea de persoane care nu uită niciodată o față. Niciodată, atâta vreme cât îi acordă o anumită atenție în momentul în care o întâlnesc. Deci dacă se duc într-un magazin, comandă ceva, reușesc să-și aducă aminte casierul sau casiera peste 10 ani de zile, dacă se întâlnesc de nou pe stradă cu persoana respectivă. Și vă închipuiți că această abilitate poate să fie puțin înspăimântătoare pentru oamenii ceilalți. Recunoașterea fețelor are loc mai ales într-o regiune din girusul fuziform din partea dreaptă. Girusul fuziform care merge undeva în mijlocul lobului temporal, pe partea de dedesubt a lobului temporal. Deci în momentul în care această regiune este lezată din diferite motive, poate să fie un accident, poate să fie un accident vascular, poate să fie o operație care a fost necesitată de pacienți care au epilepsie, de exemplu. În momentul în care această regiune este afectată, există șanse foarte mari ca persoana respectivă să aibă probleme cu recunoașterea facială. Și asta sună într-adevăr foarte bine, ca și cum într-adevăr știm ceva. Dar problema nu este așa de simplă. Sunt pacienți care nu au leziuni în regiunea asta. Pot să aibă leziuni doar în lobul occipital sau să aibă leziuni ale amigdalei, ale hipocampusului și atunci devin prosopagnozici. Primele cazuri raportate oficial în jurnale de știință au apărut imediat după al doilea război mondial.
Atunci când soldații se întorceau de pe front și în urma leziunilor cerebrale căpătate pe front, nu-și mai recunoșteau nevestele, părinții, copiii și așa mai departe. Cum trăiesc acești oameni? Cum se descurcă în viața de zi cu zi? Surprinzător de bine, având în vedere condiția lor. Își dezvoltă strategii compensatorii, prin care au tendința să acorde mult mai multă atenție unor semnale, unor informații exterioare feței, de genul părul persoanei pe care o întâlnesc, culoarea ochilor, deci ceva foarte, foarte specific. Mi-aduc aminte de un prozopagnozic care îmi povestea cum nevasta l-a trimis la serbarea de sfârșit de an a fiicei lui la școală, cu o cameră în mână, și i-a spus: ai grijă, fiica noastră o să fie îmbrăcată în roșu, atât ai de făcut, trebuie doar să o filmezi, este în roșu, ține minte asta. S-a dus la școală, a filmat ce a crezut el de cuvință, s-a întors acasă, a băgat caseta în video și nevasta a zis: da, ce fetiță e? Asta e alta fetiță în roșu, nu e fetița noastră. Memoria acestor oameni cum funcționează atât timp cât nu-și amintesc fețele? Da, este o întrebare foarte bună, nu știm. Tocmai de asta este un domeniu așa de interesant și pasionant. Știm foarte, foarte puțin, efectiv, despre cum funcționează creierul. Marile descoperiri de-abia acum trebuie să apară. Cum își dezvoltă afectivitatea? Cum se îndrăgostesc? Cum își întemeiază o familie? Asta este principala lor problemă. Pe plan social, poate să fie o condiție care te afectează foarte tare, începând de la grădiniță, de la școala primară, în care trebuie să-ți faci prieteni, și foarte mulți copii sunt izolați din cauza asta, pentru că nu reușesc să stabilească anumite relații cu ceilalți copii, până la perioada în care devii adult. Probabil că nu-și pot recunoaște nici cei mai buni prieteni pe care îi au, nu? Da, în cazurile extreme nu pot să-și recunoască familia, nu se pot recunoaște pe ei în oglindă, deci se uită în oglindă, știu că ar trebui să fie fața lor, dar afectiv nu comunică cu fața respectivă, nu realizează că este vorba de fața lor. Mărturisesc, am fost frapat de aerul de normalitate și bucurie cu care Sergiu și Costi mi-au povestit despre munca lor, de libertatea pe care au deprins-o atât de repede. Lucrările publicate în revistele științifice de prestigiu însă, vă asigur, ne pot pune ușor în dificultate. Poate că și aceasta este încă o lecție a Americii. Modestia însoțește întotdeauna mințile strălucite. Cât de liber ești în cercetare aici? Câtă libertate ți se acordă? Sunt foarte liber. Poziția mea fiind poziție de cercetător postdoctoral, îmi permite destul de multă libertate. Proiectul de obicei l-am ales la început, împreună cu supraveghetorul meu și cu șeful laboratorului. De fapt, l-am ales încă înainte de a veni aici, pentru că am aplicat pentru o bursă care să-mi financeze practic salariul pentru primii ani. Deci, ca urmare, am discutat despre proiect puțin înainte și am văzut cam ce mi se potrivește. Iar odată ce am ajuns aici, am mână liberă. Pe lângă productivitate și viziune, în general, universitatea se așteaptă să fii capabil să aduci bani. Adică, când primești poziția la universitate, o primești pe 5 ani, ceea ce se numește sistemul de tenure în Statele Unite. Practic, poziția nu este pe viață și promovarea are foarte puțină legătură, practic, cu șeful de departament sau ce are, pur și simplu are legătură cu productivitatea ta și cum te-ai integrat în comunitate. Deci primești această poziție pentru 5 ani. Cu poziția vine un spațiu de laborator foarte clar definit, pe care plătești chirie, precum și o anumită sumă de bani. Practic, știu eu, se numește un pachet de începere a laboratorului, care poate fi oriunde între 1 și 2 milioane de dolari și pe care ți-i distribui cum vrei. Se așteaptă ca la sfârșitul celor 5 ani să fii recrutat un anumit număr de oameni, să fii publicat un anumit număr de articole în reviste, iar la sfârșitul celor 5 ani se face o reevaluare și se stabilește la multiple nivele universitare dacă ești de rangul universității sau nu. Un laborator e ca o afacere, pentru că tu în permanență trebuie să faci reclamă laboratorului,
să pui rezultatele laboratorului afară, să fie văzute, să fie cunoscute, să practic să promovezi numele universității, iar în același timp să ridici bani, adică să scrii granturi, să primești bani pentru laborator și în funcție de asta îți extinzi laboratorul sau îți restrângi laboratorul în funcție de bani și de cât de bine practic merge cercetarea, pentru că granturile sunt, adică sistemul american este încă o meritocrație în mare măsură și contează foarte puțin, mult mai puțin vârsta și senioritatea, cât practic inovația. În Iași am studiat economia, apoi am făcut și radio, apoi am plecat în străinătate prima dată să fac un master în business administration și am lucrat în finanțe pentru câțiva ani, dar am realizat că nu este ceea ce îmi doresc. Și am făcut o trecere destul de bruscă spre alt domeniu. De fapt, nu a fost așa de bruscă cum pare. Prima dată am fost interesat în științele cognitive și științele decizionale la Londra, la University College London. Tocmai se organiza un nou master în științe, master în științe cognitive și decizionale. Planul inițial a fost să rămân doar un an și să fac doar un an masterul și apoi să mă întorc în industries sau ceva asemănător. Dar cred că m-am îndrăgostit de științe și de ce studiam, mai ales de știința procesării fețelor și cu asta am hotărât să-mi continui studiile cu un doctorat. Făcuserăm un colaj al tuturor steagurilor și cred că eram din 15 părți ale lumii, din 15 națiuni. Da, japonezi, coreeni, chinezi, elvețieni, germani. Totdeauna în istoria științei a fost un loc în care cercetarea era de vârf. Știu eu, în evul mediu poate că era Florența. În secolul XIX era Germania. În începutul secolului XX era Franța. Însă de 50 de ani încoace sunt Statele Unite. Și în general, marile universități din afara Statelor Unite își trimit studenții, viitorii profesori, la pregătire în Statele Unite pentru a veni înapoi. Statele Unite oricum investesc sume gigantice în cercetare. Numai Institutul Național al Sănătății, NIH-ul american, investește anual 31 de miliarde de dolari. Vă dați seama, asta reprezintă, cred că, dacă nu mă înșel, o șesime din produsul intern brut al României. Pur și simplu nu imaginez cum aș putea să fac cercetarea care o fac aici în România. Chiar dacă am elimina toate aceste bariere sociale ale cercetării, chiar dacă am elimina barierele de genul șeful de catedră care nu, pentru un motiv sau un altul, nu te place și care are atât de multă putere încât îți poate pune bariere la orice etapă a carierei tale. Nu mai poți, trebuie să predai mai mult sau trebuie să predai mai puțin sau trebuie să pui o anumită persoană pe articol doar pentru că e în același departament cu tine, deși conceptual n-a făcut nicio contribuție. Deci lucrurile astea sigur că te consumă emoțional și cred că o altă capcană e că încetul cu încetul devii partea sistemului. Mă interesează acum mai larg persoanele care au anumite probleme, fie ca urmare a unor traumatisme, leziuni ale creierului, fie ca urmare a unor boli degenerative progresive. Și sunt foarte interesat să înțeleg cum creierul recunoaște anumite obiecte și anumite categorii de obiecte. Fețele sunt doar o categorie dintre aceste obiecte, dar suntem interesați să vedem în general toate obiectele, cum sunt recunoscute, cum sunt organizate în creier și cum sunt reprezentate în creier. Vreau să rămân în cercetare și să continui cu acest subiect. Cred că este unul din cele mai pasionante domenii de cercetare la ora actuală. Mă gândesc la o relocare pentru că mă apropiu de sfârșitul studiilor mele postdoctorale și mă gândesc să am propriul meu laborator.
Deci, ce ai de făcut este să te uiți la imaginea de sus și să ordonezi imaginele de dedesubt în funcție de cât de mult seamănă cu imaginea pe care o vezi deasupra. Nu stai foarte bine. Sunt prost să mă încadrez. Doar o încercare, de asta ai 10 încercări, 10 trials la dispoziție.